Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la Viața la Superlativ. În fiecare seară, aproape, înainte de începerea emisiunii, dăm câte un mesaj pe messengerul emisiunii noastre. În seara aceasta, un tânăr mi-a scris ce abureală să discutați voi acolo și l-am provocat să stea puțin să vadă despre ce este vorba, pentru că. Va fi ceva extraordinar. Împreună cu noi se află domnul pastor dr. Florin Ianovici de la Biserica Pentecostală Betel București. Bine ați venit la Viața Superlativ. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Vorbim despre un subiect foarte important și anume voia lui Dumnezeu. Este posibil să cunoaștem voia lui Dumnezeu? Este o chestiune obiectivă sau este o chestiune subiectivă? Oamenii de regulă pun această întrebare. Avem în viață atâtea probleme, ne confruntăm cu atâtea și atâtea situații și oamenii întreabă, uh, oare e voia lui Dumnezeu să fac sau să nu fac lucrul acesta? E voia lui Dumnezeu să aleg această facultate? Uh, eu am făcut dreptul și mi-am pus și o întrebare, oare e fi voia lui Dumnezeu să rămân avocat, să continui cu această meserie? Să așa de multe aspecte în viață dincolo de care intervine această întrebare, este sau nu este voia lui Dumnezeu? Și eu cred că lucrul acesta, la nivelul practic, se întâmplă. Și uh, oamenii întreabă răspunsurile, însă, dacă ar fi să fim cu totul și cu totul sinceri. Răspunsurile, întrebările acestea, sunt de cele mai multe ori din partea Lui Dumnezeu o tăcere. Și atunci oamenii caută diferite modalități de a primi răspuns. Deschid Biblia și spun să-mi vorbească Dumnezeu. Și iau Deși știu, la întâmplare folosesc Biblia ori. pe post de horoscop Exact, și deschid Biblia și iau un verset nu De exemplu, cineva poate că se gândește și își pune întrebarea Oare să mă căsătoresc cu Marius sau să nu mă căsătoresc cu Marius nu? Și deschizi Biblia și scrie Căci cinci ai avut și nici acesta care e acum nu e al tău Și atunci, iată, sunt atâtea ciudățenii Și atâtea situații în care uh, Noi provocăm cunoașterea voii Dumnezeu Însă de cele mai multe ori Dumnezeu taci. Am o întrebare în contextul acesta. Când noi vrem cu adevărat să vedem ce ar vrea Dumnezeu să facem noi în viață, chiar ne interesează pe noi, în mod onest, să facem voia lui Dumnezeu? Sau e o chestiune așa de să știu sigur cum e și apoi eu să văd dacă ascult sau nu? Interesant este faptul că atunci când punem întrebarea, noi venim să-l întrebăm pe Dumnezeu dacă e voia lui cu privire la lucrurile noastre. Corect ar fi dacă ești interesat să afli voia cuiva, să-l întrebi mai întâi de toate care este voia ta. În discuțiile pe care le-am avut la un seminar, după ce m-am căsătorit la scurtă vreme, tot îi dădeam cu gândul acesta. Și soția mea spune că, și soției mele îi place să, și la un moment dat soția m-a trebuit și a zis nu, nici pomeneală de așa ceva, zice ea. Cum poți să spui tu în dreptul meu că mie îmi place lucrul ăsta când nu e așa? Și mi-am dat seama că eu vorbesc în dreptul ei ca și cum aș cunoaște-o fiind soț și mi se părea că eu am înțeles lucrurile cu privire la ea, dar eu nu întrebase niciodată în mod real care este părerea ei și care sunt gusturile ei și care sunt... Așa și cu Vrei Dumnezeu. Vreți spuneți că așa trebuie să întrebăm și... și pe Dumnezeu. Sigur, adică până la urmă dacă chiar vrem să aflăm voia cuiva, vrerea cuiva, adică asta este aspectul volitiv, ca să știi ce dorește cineva, ce vrea cineva, trebuie să ai bunul simț să le întrebi. Până la urmă trebuie să întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, care este voia ta? Pentru că eu vin cu întrebarea mea, cercetând voia lui, dar întrebarea mea, de obicei, nu, de regulă, nu mă... Este în sfera mea de acțiune. Sigur, da, și interesant este că toate întrebările, sau majoritatea întrebărilor cu care noi venim la Dumnezeu, cercetând voia lui Dumnezeu, sunt întrebări de ordin practic, sunt întrebări de ordin pământesc. Sunt întrebări care au de a face cu felul nostru de a trăi mai bine, mai bine pe pământul acesta. Adică până la urmă întrebările cele mai des în această arie a voii lui Dumnezeu sunt acestea. Să mă duc la slujba asta, să mă duc la facultatea aceasta, să mă căsătoresc, să cu, mă persoana căstăresc cu persoana aceasta sau să nu mă, sau să nu mă căsătoresc niciodată. Da, să mă duc să slujesc în locul acesta, să nu mă duc să slujesc în locul acesta. Bun, dar acestea sunt preocupările noastre reale, adică nu vrem să știm exact care este perspectiva lui Dumnezeu din punctul de vedere al problemelor cu care ne confruntăm, nu ale lui cu Universul. Sau la ce vă referiți? Mă refer la faptul că dacă este să fim cinstiți și fac un apel până la urmă la onestitate, ar fi corect să recunoaștem că la aceste întrebări puse de noi, cu privire la voia lui Dumnezeu, și mă refer la aspectele acestea practice, de cele mai multe ori Dumnezeu tace. Aș vrea să văd omul căruia Dumnezeu a dat o revelație la întrebarea dacă se meargă la facultatea de psihologie sau la facultatea de drept a avut un vis clar de la Dumnezeu, a avut o revelație puternică, i-a apărut un înger și a spus, da, prietene, mergi la psihologie pentru că acolo este voia mea. Poate că a procedat conform principiului, Doamne, te rog să-mi deschizi ușile și s-a dus în locul acela unde Dumnezeu a deschis ușile mai larg. Da, există acest principiu a ușilor batante, dar până la urmă eu am observat genul acesta de întrebări. Doamne, deci dacă este până la urmă voia ta, mie să-mi dai un semn și anume, fiind în luna august, dacă s-ar putea mâine temperatura să fie de 25 de grade. Adică până la urmă, problema aceasta a ușii deschise este tot un lucru uh, extrem de subiectiv. Ce înseamnă o ușă deschisă? Pentru că în fiecare moment al vieții noastre sunt mai multe uși deschise, în mai multe direcții. Și până la urmă, cine ne conferă nouă garanția că într-adevăr Dumnezeu și voia Lui s-au făcut? Foarte interesantă idee, o să mergem pe ea în continuare, dar am o problemă. Dumnezeu zice că el este același, și era și în veci Așa spune da. În contextul Vechiului Testament Atunci când David era într-o situație absolut dureroasă Când poporul voia să de cu pietre Când soție lui a fost răpite El a întrebat pe marele preot Și a întrebat pe domnul Să merg să recuperez oastea aceasta sau să nu merg Și răspunsul a fost clar pentru că se pare că pe pieptul marelui Preot erau cele două uh, răspunsuri. În partea dreaptă era un răspuns de da și în partea stângă era un răspuns de nu, atunci când se aprindeau acele pietre sigur. gurim și tumim pe pieptarul Marului Preot. Adică știai sigur care este voia lui Dumnezeu într-o anumită ipostază. Să se fi schimbat Dumnezeu astăzi să nu mai ofere atât de multe răspunsuri concrete, dat fiind faptul că... Noi cunoaștem din istorie că nici atunci când ei au știu clar care este voia lui Dumnezeu, n-au făcut-o? Vezi, bună întrebare. Deci episodul la care te referi este episodul la Ziglag, atunci când el s-a întors după ce oștirea filisteană l-a pus la coadă și mai apoi l-a refuzat deci e bine de amintit că acest episod dureros uh, al uh, faptului de a-și fi pierdut soția și averea și s-a întâmplat pe fondul neascultării. El nu trebuia să fie în acel loc, el nu trebuia să meargă împreună cu astea inamică, ba încă să fie refuzat chiar și de satana, știind că filistenii erau dușmanii <laughs> clasici ai Israelului, mi se pare de-a de Asta cea mai mare cădere, nu? Să refuzat se... și de da, satana. Nici măcar oastea inamică să nu uh, te primească. Bun, acum lăsăm la o parte lucrul acesta. Noi ne aflăm într-un alt context. Noi ne aflăm astăzi în, în, în cea mai frumoasă lucrare posibilă, și anume a Bisericii Mărturisitoare. Noi nu mai suntem astăzi în perioada în care lipsește uh, prezența lui Dumnezeu, uh, perioada în care avem... Deci noi avem astăzi o scriptură, o avem o Biblie, noi astăzi avem rânduieli în biserică, avem oameni care au slujbe. Deci aș vrea să-ți amintesc un singur lucru chiar înainte de, am sărbătorit de curând 50a reversarea uh, Duhului Sfânt, chiar înainte de pogorârea Duhului Sfânt, au, tras la sorți să vadă cine ia locul lui Iuda. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată. Pentru că dacă ne uităm la modelul Antiohia, deja a existat o revelație clară din partea Dumnezeu, puneți-mi l deoparte, și de atunci și până astăzi Dumnezeu nu mai vorbește prin aceste semne, pentru că deja ar trebui să discutăm despre cel mai important lucru, mai maturizarea în Hristos. Ce interesant este că se pare că Dumnezeu niciodată nu l-a primit pe Matia. L-a ales pe Apostolul Pavel. Da, este adevărat, însă la acel moment pentru ei era foarte important. De ce? Pentru că, iată, în mijlocul uh, unui lucru poruncit de Dumnezeu, în mijlocul unei rugăciuni stăruitoare, uh, Petru a fost săcit de ideea că în tot Ierusalimul se zvonea și se vuia că Iuda, unul dintre cei ce fusese cu Domnul Isus, și-a luat viața. Și nu poți să mergi mai departe cu binele până când mai întâi nu rezolvi problema scăitoare din mijlocul bisericii. Și este, dacă vrei, până la urmă, o dovadă a faptului că se încăpățânează că toată biserica se meargă înainte, în pofida unui episod negru care ar trebui rezolvat mai înainte de a căuta lumina. Bun, și în contextul acesta spuneți că avem Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură ce îmi spune mie încotro să iau la facultatea de psihologie sau de filosofie? Păi nu, tocmai că nu spune. Și este clar. Și, și atunci să... ce facem? Stăm în expectativă? Nu, atunci punem întrebarea corectă. Care este întrebarea corectă? Corect este când întreb care este voia lui Dumnezeu, corect este să primesc răspunsul Scripturii, care în 1 Tesalonicen 4 cu 3 spune voia lui Dumnezeu este sfințirea. Voia lui Dumnezeu, care îl reprezintă pe Dumnezeu cu privire la noi toți, indiferent din ce denominațiune am face parte, este arătată, este clară, asta mă relaxează, mă liniștește, asta mă face să mă simt extrem de încrezător în Dumnezeu, pentru că atât cât privește lucrul care și-l dorește El cu privire la viața mea, aceasta nu este sub semnul întrebării. Dumnezeu dorește, indiferent din ce direcție ar veni credința noastră și indiferent cum ne-am numit noi, această cerință a voi, Dumnezeu, este pentru tot. Sfințirea vieții noastre, în mijlocul unei lumi care în fiecare zi își pierde uh, busola spirituală. În același context, spune mai departe, să vă feriți de curvie. Sigur că da. Adică are legătură... Principiul rămâne la fel. Curvie are două aspecte. Curvie în sens fizic, în sensul de a fi un om desfrânat, și curvie în sens spiritual. Orice alt lucru intersectează cu iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu nu poate, pentru Dumnezeu nu poate fi pe locul doi. Deci toate aceste alegeri pe care trebuie să le facem, trebuie să le facem, dacă vrem să fim de partea lui Dumnezeu, prin prisma acestei perspective a sfințirii, în primul rând, nu? Mă face mai sfânt să mă duc în direcția asta sau în direcția asta sau cum se gândesc? Da, principiul acesta ar fi, dar ar fi mai întâi de tot de stabilit un lucru clar. Deci când vorbim despre voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este sfințirea. Punctul numărul 2. Pe pământ am de făcut o serie de alegeri. Este diferență între a cunoaște voia lui Dumnezeu și a face anumite alegeri pe pământul acesta, dincolo de care eu să pot trăi mai bine, să pot trăi mai liniștit. Deci, bă, Discutăm expresia despre voia lui Dumnezeu în viața ta ar fi o chestiune greșită? Da, voia lui Dumnezeu în viața noastră este clară, este limpede. Ea se referă strict la lucrurile care țin de Dumnezeu. Și Dumnezeu, în 1 Tesalonicen 4,3, spune că voia lui ține de sfințirea vieții noastre. Cu alte cuvinte, dorința lui Dumnezeu este să fim oameni duhovnicești, să fim oameni după voia lui, oameni care într-o zi să moștenim raiul. Pe pământ, însă, noi avem de făcut o serie de alegeri. Să înțelegem că voia lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu viața noastră practică? Am spus eu lucrul ăsta? Să înțelegem că putem fi ființe care să ne liniștim. Foarte mulți oameni sunt speriați dacă această alegere nu e după voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este limpede și este clară. Este sfințirea. Tot ce facem pe pământul acesta trebuie să facem respectând acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și Nimic... dacă alegerea din stânga sau alegerea din dreapta nu impietează acest principiu, înseamnă că indiferent care alegere ar fi, este bună? Nu. Asta înseamnă că mai întâi de toate trebuie să facem distinție între voia lui Dumnezeu, care este sfințirea, și trăirea noastră de zi cu zi, care presupune o suită de alegeri, dincolo de care întrebarea corectă ar fi dacă mi este de folos această alegere. Sau nu mi-este de folos această alegere? Din ce perspectivă? Din ce a lui Dumnezeu care mi-este cunoscută și care este Sfințirea. Deci nu necunoașterea voii lui Dumnezeu ne face pe noi să alegem greșit, ci faptul că punem o întrebare greșită. Noi întrebăm, e voia lui Dumnezeu să mă duc la slujba aceasta? Păi cum anume Dumnezeu ar putea răspunde când voia lui a fost arătată? Cum ai putea să spui nu, nu e voia mea sau e voia mea, când întrebarea este din stat greșită? Oamenii zilelor noastre... Din nefericire, au ajuns la o confuzie majoră. Deci, știu că este greu. Această expresie de nedumerire am avut-o în multe împrejurări când am discutat despre subiectul acesta. Noi vom merge și vom explica în detaliu, ca nimeni să nu rămână în seara aceasta nedumerit, confuz sau știu eu să avansăm idei care nu pot fi susținute practic sau scriptural. Bun, am înțeles. Dar atunci, cum știi dacă faci alegerile greșite sau alegerile corecte? Da. Atunci, haideți să, să vedem cum știu eu că fac o alegere bună sau o alegere mai puțin bună, o alegere dreaptă sau o alegere uh, incorrectă. Înainte să intrăm pe termenul acesta, mai am două întrebări. Prima dintre ele se referă la expresia aceasta populară, Așa a fost voia lui Dumnezeu, în care uh, se cuprind în mod special uh, momentele de nenorocire se întâmplă un accident, o pierdere, ce nu te Asta a fost voia lui Dumnezeu. Un uragan, un cutremur, mor oameni. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Există cumva două aspecte în teologie surprinse? Trei aspecte există. Trei, trei aspecte. Voia decretivă, voia normativă și voia permisivă. Așa. Dar dacă asta o vorbim cu oamenii obișnuiți, Cornel. Deci mie mi se pare că lucrul acesta este un lucru strict teologic. Cât ai încercat să explici Oamenilor le va, le va fi greu să facă această distinție. Voia decretivă a lui Dumnezeu și poruncește tuturor de predutinde să se pocăiască. Vorba voia normativă a lui Dumnezeu, aceasta este sfințirea. Voia permisivă, a îngăduit să. Deci, sigur că putem face această distinție, însă asta nu ne ajută în mod practic. Asta nu schimbă raportul. Bun, dar explică niște lucruri totuși. Bine, explică niște lucruri, dar sunt strict teoretice până la urmă. Explică niște lucruri în sensul teoretic, dar tot nu mă ajută pe mine să mă poziționez corect în alegerile făcute. Cu... Să am un mecanism practic din și de concret. care... Da, Sigur. așa este. Bun, am un alt text care vorbește oarecum despre un mecanism concret. Psalmul 40, versetul 7 și 8. Apoi am zis, iată-mă că vin în surul cărții, este scris despre mine. E o profeție mesianică, privire la Domnul Isus și în continuare spune Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Putem să înțelegem care e legătură și cu sfințirea, chestiunea aceasta? Voia lui Dumnezeu cu privire la robul său Isus Hristos a fost clară. El a venit cu un scop și a venit precis. Sub acest aspect putem să o legăm, pentru că, propriu zis, sfințirea este parte a procesului din care, de care împreună cu pacea ne face să îl putem vedea pe Dumnezeu. Deci, propriu zis, fie ce om trebuie să știe că s-a născut pe acest pământ, a fost, dacă vrei, adus pe acest pământ și a venit datorită lui Dumnezeu și trecerea lui pe acest pământ trebuie să fie subsumată unui singur scop, unei singure ținte și alergarea după voia lui Dumnezeu înseamnă un singur lucru, să-l vedem pe Dumnezeu în rai și să ne calificăm pentru rai. Toate celelalte aspecte particulare ale vieții noastre, de a ne fi mai bine sau mai puțin bine, confortul, casa, mașina, soția, sunt alegeri. Dumnezeu sub acest aspect se, se implică și vom vedea în continuare cum se implică. Însă noi, din nefericire, absolutizăm în alegerile pământești, particulare, absolutizăm voia lui Dumnezeu, reducându-L pe Dumnezeu, desacralizându-L. Și aici este... La ce vă referiți când spuneți desacralizându-L pe Dumnezeu? Adică pe, îl coborâm la... Îl reducem, reducem la întrebări care au de-a face cu un mers obișnuit, mic, pământesc, sunt atâtea alegeri pe care noi le putem face uh, cu, uh, le putem face pe pământul acesta fără consecințe veșnice. Deci, haideți să fim foarte practici. Pun înaintea lui Dumnezeu, zic eu, această alegere, dacă să merg la o facultate sau la alta. Și eu spun atunci, vreau să știu care este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu tace și tace cu bună știință. Dar dacă că... îți dai așa un impuls și o încredințare. Vom vorbi despre ea în continuare. Așa. Vom vorbi despre acest mecanism al impulsului prin care vorbește Dumnezeu prin inimă. Dar, ca să mă fac bineînțeles, deci Dumnezeu tace când eu îl întreb dacă se merg la facultatea de AD sau facultatea de AD. și haideți să fim sinceri, 96% din situații Dumnezeu tace. Căutăm disperați în stânga în dreapta, deschidem Biblia, și uneori ne vorbește după ce de vreo cinci ori am dat peste Moabit, cred Nimeni nu să, să nu vă fure cu filozofia și da, gata, știi. Nu, deja știu, că În fine, teologii. sau poate că îți dau, dau peste Moabit, am murit și ce știu eu. Și nu luăm în seamă contextul istoric, nu luăm în seamă contextul cultural, contextul uh, evenimentelor uh, care. Uh, și, și atunci, noi, din punctul ăsta de vedere, gata, am înțeles pe Dumnezeu. Bun. Deci spuneam, eu pun înaintea lui Dumnezeu, așa, într-o expresie populară, dacă e voia lui să merg la facultate, Dumnezeu tace. Și eu, la un moment dat, mie mi se pare, deschizând Biblia sau făcând doar ce lucru, că eu trebuie să mă duc acolo. Am consecințe. Consecințele acestea, trebuie bineînțeles, consecințele acestea nu mă despart de Dumnezeu. Pentru că voia lui, dacă eu rămân constant hotărât să fiu un om curat sufletește, să fiu un om credincios, să-i fac... Pot să fac și la facultate de psihologie și la facultatea de filozofie. De, nu mă desparte, deci nu mă, mă scoate în afara lucrului cel mai important, și anume să pot să ajung Bun. în Raiul Dumnezeu. Haideți să Lom un exemplu un pic mai delicat Greu. Și anume Alegerea partenerului de viață Bun. Da? Pot să spui că alături de omul respectiv Femeia aceasta Ar fi fost la fel Ca și când ar fi fost alături de altcineva Nu, nu, fără discuție că nu Însă problema este Este că nu trebuie să sărim la concluzii Mai înainte sau la o cazuistică Mai înainte de a explica teza Ideea este că alegerea unui partener nepotrivit Poate să-ți ruineze viața pe pământ dar nu-ți împiedică accesul în Raiul lui Dumnezeu. Indiferent că alegerea este greșită, poți să ai, ai iadul acasă, poți să ai la un moment dat o viață extraordinar de rea și partenerul de viață să, cum spunea un bătrân odată, care era foarte, foarte um, apăsat de consoarta lui, care nu vrea să știe nici de credința lui, nu vrea să știe nici de ce, de faptul că merge la biserică A venit într-o zi de la biserică, i-a încuiat ușa Ea fiind bătrân deja, erau deja la 70 de ani Și un frate l-a întrebat Nu ți-e greu, -ți greu așa cu crucea aceasta? Cum e, cum e crucea asta? Cum poți să o duci? Și el a zis, a zis Mă, crucea n-ar fi chiar atât de grea de nu s-ar sui baba pe ea Deci ideea este că sigur că ne îngreuiază viața o alegere în aceasta Dar încă o dată spun Chiar dacă am făcut o alegere greșită pe pământ hotărârea noastră de a rămâne lângă Dumnezeu hotărârea noastră, voia lui Dumnezeu săvârșindu-se în viața noastră și aceasta fiind sfințirea. Nu este imposibil, asta vreau nu să că este, Nu că este, nu este, imposibil, dar noi vom merge cu Dumnezeu în cer. Chiar dacă am făcut o alegere greșită, m-am făcut avocat, pentru că mi-am visa, am visat, lucrul ăsta și apoi mi-am dat seama că avocatura însemnează ca în fiecare duminică să fac rugăciunea vameșului. Doamne, ai milă de mine, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, am păcătuit. Acum vreau să mă sfințesc, dăm te rog frumos, o sfântă adrenalină ca să poți să plec din nou la drum deci putem avea alegeri în viață N plus 1 da? un loc de muncă greșit care ne ispitește, ne face viața mare un partener care l-am ales pentru că nu se pune numai problema unei alegeri în credință, putem să avem o moștenire anterioară, o familie se întoarce la Dumnezeu numai soția sau numai soțul și atunci putem să fim în situația în care unul dintre parteneri este necredincios, altul Bun, este credincios dar nu există și posibilitatea dramatică să zicem ca în urma unei alegeri greșite unul să-l tragă pe celălalt în așa fel încât să nu vadă cerul? Suntem influențați în permanență. Suntem, așa că... Deci supuși aceste ispite este și omul căsătorit și omul necăsătorit. Acum te rog să crezi că diavolul nu se împiedică de un certificat de starea civilă. Deci el în fiecare moment al vieții noastre va căuta să ne tragă în iad. Pe fiecare om îl ispitește cât îngăduie Dumnezeu cu gând să-l doboare. Deci, aici, sub aspectul ispitelor, indiferent de alegerile noastre, vom fi ispitiți și dacă facem alegeri bune, vom fi ispitiți și după ce facem alegeri bune și toată viața noastră, că vom trăi în trupul acesta pământesc, vom fi hărțuiți de cel rău. Niciodată, nu există niciun nivel al Sfințenii dincolo de care El să nu îndrăznească să vină. Dar sunt unele alegeri pe care le facem, care ne duc foarte aproape de unele lucruri atât de ispititoare, care n-ar fi fost într-un alt context. Da, deci vorbim despre regii de viață diferite, în sensul în care Dumnezeu are un scenariu de viață pentru mine, în care să fiu ferit de o serie de rele, eu în urma unei alegeri neînțelepte îmi schimb scenariul de viață și, -a, și rămân agățat de o problemă pământească, care poate să ducă la boală, poate să ducă la sărăcie, poate să ducă la nefericire, dar încă o dată spun, câtă vreme sunt conștient și în mintea mea, acum, în seara asta, este săpat clar Voia lui Dumnezeu este una ca eu să fiu un om credincios lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este una Sfințire. ca eu să fiu sfințit prin cuvântul lui, prin adevărul său, să merg în raiul lui Dumnezeu și să-mi trăiesc viața în frică de Dumnezeu. Deci voia lui Dumnezeu este întotdeauna aceeași și a privește strict destinul nostru final. Bun, în contextul acesta. Haideți să vedem miezul problemei deja, că Sigur. am intrat în, în esență. Vorbeai despre partenerul de viață, ca să suscităm puțin interesul, că bănuiesc că sunt foarte mulți oameni care se confruntă cu această întrebare. Da, nu la asta mă refeream. Mă gândeam acum să vedem... Cum putem alege bine? Pentru că, vrând-nevrând, alegerile, așa s-a spus foarte frumos, până la urmă va fi alegerea noastră, să fim cu Dumnezeu, să dorim Sfințirea noastră, indiferent în ce context suntem. Poate unul e mai greu, altul e mai ușor, în care să-ți faciliteze anumite lucruri. E una să ai soția în credință, alta să n-ai soția în credință, nu? Sigur. Uh, sigur poate, să ridice, poate, poate să te ridice, poate să te tragă în jos într-un moment, dacă nu ești stabil pe picioarele tale. Însă întrebarea cea mare este cum să faci să fii sigur că alegerea potrivită sau alegerea pe care o faci este potrivită? Corect. E o întrebare pertinentă și dăm răspuns la ea în măsura în care noi putem să oferim o variantă imediat. Dar este important să stabilim aceste două planuri diferite. Nu vorbim despre voia lui Dumnezeu la întrebări de genul servici, nici măcar căsătorie, nici măcar școală. Vorbim despre voia lui Dumnezeu cunoscută în Scriptură, care este Sfințirea. 2. Vorbim despre alegeri de tot soiul. Vorbim despre alegeri de orice tip, alegeri care au consecințe pământești, da, înțeleg definitorii. Spre Bun. exemplu, în seara aceasta, dumneavoastră aveați de ales să veniți în costum la emisiune sau să veniți într-o cămașă. Da? Da, da. Lucrul acesta nu are consecințe veșnice nu. pentru niciunul nu. dintre telespectatori. Deși vor noștri. fi oameni care poate vor zice de ce oare el fiind pastor nu a venit cu cravată și costum. Nu cred. cred că sunt așa de mulți. Nu, uh, nu da, dar vor fi. Vor cu fi. siguranță vor, vor fi. Da. Aceste lucruri nu au consecințe dramatice. Nu. Da? Nu. Sau că mă îmbrac eu cu costumul negru în seara asta sau costumul gri. E, mă rog, e, e nesemnificativ lucrul acesta nesemnific Însă, sunt unele lucruri foarte importante în viață. Da. Și sigur. chiar și meseria, la un moment dat, este foarte importantă. 100%. Pentru că poate să-ți timp când te-ai trezit să-ți dai seama că nu mai ai timp să recuperezi pentru ca să o iei de la capăt și să ai o altă meserie. Bun. Ajungem acum în domeniul alegerilor. Și aici este foarte important ca întotdeauna să ne punem o întrebare. Ce întrebare? Întrebarea pe până? care eu am găsit-o ca, ca fiind pentru mine foarte de ajutor este următoarea. Îmi este de folos sau nu mi este de folos să fac acest pas raportându-mă la voia lui Dumnezeu care este cunoscută și care este sfințirea. Îmi este de folos sau nu, nu este de să folos. mă apropie de sfințire? Nu, deci avem de făcut o alegere. Să, mă rog, eu rămân pe exemplu clasic. Să merg la un loc de muncă, să mă însor cu nu știu cine. Încercați să fiți puțin vulnerabil în această seară? Da, zi, doresc da? întotdeauna să fiu vulnerabil. Cum ați considerat că alegerea noastră, după ce ați terminat trei facultăți, da? Ați terminat un doctorat în drept. Da. Nu mulți oameni în România pot să se laude cu trei licențe și cu o, o teză de doctorat în drept. Anu v asta, gândit... Poate că anul viitor vor fi o mulțime. Da. V-ați gândit Că totuși, alegerea cea mai bună nu este să fiți avocat, să fiți respectat un avocat sau un profesor la facultate de drept cum aveați posibilitatea să fiți, da. uh, respectat în societate, într-un barou, poate să deveniți un șef de nu știu ce, și totuși ați vrut să fiți un păstoraș de biserică, de lovit, cartier. zdrobit de multe ori, pleznit peste ochi, că uită fratele pastor, nu știu ce face, de tot felul de oameni care n-au uneori nici. Puterea să recunoască anumite talente pe care Dumnezeu le-a pus în noastră. Și a știut de cruce asta. Da, de sigur, asta? sigur. Mai întâi de toate, e corect totuși să spunem că în momentul în care, spre exemplu, accept să fii pastorul unei biserici, nici pe departe nu înțelegi prea bine ce se întâmplă cu tine. Că dacă deci... ai înțelege, poate ne-ai mai accepta. Nu, nu știu. Început. Poate că ar fi lucrurile un pic diferit. Nu știu dacă n-ai acceptat, dar probabil că ți-ar lua mai mult timp până când ai spune da. Sau le-ai spune mult mai stins. Ei, acum ideea este în felul următor, că, uh, ideea este că eu nu am realizat lucrul acesta stând pe poziții uh, albe, adică înainte să intru în avocatură, nu, sau înainte să fiu profesor, sau înainte că am și predat o perioadă, nu, dar zi de zi mi-am dat seama că am făcut o alegere, da, eu am făcut o alegere, am făcut alegerea să fiu la facultatea de drept, am făcut alegerea să fiu avocat și am urmărit viața mea. Am știut că voia lui Dumnezeu este sfințire. Am știut că destinul meu este veșnic. Am știut că într-o zi mă voi prezenta înaintea lui Dumnezeu și voi da o socoteală de tot timpul, de toate, de toate, gândurile mele, de tot ce am făcut pe pământul acesta. Și duminică de duminică, mergând la biserică, îmi făceam o evaluare. Și am ajuns la concluzia că în fiecare săptămână mă pierd, mă risipesc, îmi este greu. Toți banii pe care i -i aveam, tot respectul datorat, dat, iertați-mă, dat de colegi, nu îmi hrănește nimic care să fie important. Îmi hrănește un eu care crește. Um, asta era. Deci mă simțeam mizerabil, mă simțeam rău cu alegerea făcută. Atât de evident a fost faptul că e o alegere greșită, pentru că alegerea care întotdeauna este bună îți aduce un sentiment de pace, de liniște, de respect față de cineva. Un lucru foarte interesant. Deci, alegerea bună îți aduce acest sentiment. Da, sentiment și, și un lucru interesant și important. Alegerea bună întărește sentimentul de stima de sine și demnitate. Pentru că de cele mai multe ori noi încercăm pe oameni în biserică să-i convingem că sunt sfinți, că sunt copii de Dumnezeu, o preoție aleasă și omul se uită spre tine și strigă amin, dar el nu-i convins care are și el acasă. Și sunt o serie de alegeri făcute anterior, dincolo de care consecințele îi spun lui că nu este omul care care la la biserică care ar trebui să fie. Deci, iată, eu am știut că alegerea aceasta nu este o alegere bună, nu dintr-un început fiecare zi urmărindu-o și aici ajungem la mecanismul alegerii, pentru că acesta de fapt este ultimul, sunt patru elemente din -o de care eu pot verifica că o alegere este bună sau nu e bună. Sunt patru elemente. Îmi este de folos sau nu? A spus o întrebare. Aceasta este întrebarea, este dacă vrei, este, este, indicatorul general. Orice, orice alegere ar trebui să meargă cu această întrebare. Îmi este sau nu mi este de folos în raport de voia lui Dumnezeu care este sfințirea. Și atunci eu acum trebuie să mă verific și mă verific prin patru elemente. Și propun în seara aceasta verificarea unei alegeri, dacă este sau nu este bună, da? Dacă ea mă conduce spre voia lui Dumnezeu sau mă scoate în afara voii lui Dumnezeu prin patru elemente. Ia să vedem care sunt. Primul acestea? ar fi relația de rugăciune cu Dumnezeu. Subliniez, nu rugăciunea, relația de rugăciune cu Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Ce diferență este între rugăciune și relația de rugăciune? Orice om care este amărât se năpusește spre altar, îl acoperă cu lacrimi, strigă, își spune păsul, își spune necazul. Orice om aflat într-o nevoie oarecare, tabără pe biserică, se duce, își strigă nevoia și aceasta este o rugăciune pe care o face orice om care se află la ananghie. Această rugăciune este o rugăciune dincolo de care uneori primești răspuns, atârnă de mine lui Dumnezeu, de cele mai multe ori nu pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, dar este și un Dumnezeu drept. Dar nu vrea să fie tot roată de rezervă întotdeauna. Pe de o parte. Pe de altă parte, ideea este că în momentul în care noi ne rugăm și cerem de la Dumnezeu o călăuzire, să știm dacă alegerea este bună sau nu, inima noastră este tulburată din cazul respectiv. Inima noastră este deja dată peste cap. Nu te mai poți ruga, nu te poți ruga oricum, durerea aceasta la un moment dat face să radieze sentimentele, te năpădesc, amintirea durerii sau a consecințelor, spaima de ce se poate întâmpla, te face să fii ușor temător. Ei, una este să mă rog când am o nevoie și nu mă pot încrede în inima care îmi dă un răspuns când mă rog că am o nevoie. Dar mă pot încrede în inima care îmi dă un răspuns, fiindcă am o relație de rugăciune. Pentru că m-am rugat la vreme și la nevreme. Pentru că l-am căutat pe Dumnezeu în zile cu soare și îl caut pe Dumnezeu și în zile cu nori. Pentru că în fiecare zi mi-am cultivat ca o disciplină statul de vorbă cu Dumnezeu. Și inima mea, încetul cu încetul, a devenit puternică. Mă rog lui Dumnezeu constant, pentru că inima mea are nevoie să fie stăpânită de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când are un caz viața mea, când se întâmplă să am un necaz, relația de rugăciune mă face să am încredere în răspunsul inimii mele. Ajută această relație de rugăciune și în cazul unei drame petrecute în familie, în sensul că moare cineva drag, omul este zdrobit. Pune întrebarea de ce, Doamne, a îngăduit, ajută această relație de rugăciune? Ajută enorm, pentru că spaima teribilă, deci există o expresie românească, sare inima din piept când se întâmplă o asemenea dramă. De ce sare inima de piept? Pentru că nu ai uh, educat o să o țină Dumnezeu acolo în fiecare zi. Deci, uh, rugăciunea pe care o faci cu Dumnezeu zilnic, cu sau fără probleme, sau mai ales că nu ai probleme, te uh, disciplinează, te formează, te face să semeni cu El. Reacțiile tale Și cum, cum să te rogi? Să... După cărți de rugăciuni? sau? Cel mai bine este să te rogi lui Dumnezeu uh, cu cuvintele tale. Cel mai bine este să te rogi lui Dumnezeu după ce te-ai încărcat cu Sfânta Scriptură. Vom ajunge la pasul numărul 2. Uh, nu e bine să te rogi doar cum îți trece prin minte sau prin nimă. E bine să te rogi după ce în lăuntrul tău ai pus Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cea mai bună rugăciune este rugăciunea cu făgăduințele lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este, este plin de făgăduințe. Făgăduințe ca o felicitare de 8 martie, ca o felicitare extraordinară. Deci Cuvântul lui Dumnezeu este plin de promisiuni mari. Pro, uh, putem spune una, de vei trece prin ape. Eu voi fi cu tine. Prin foc. Spune, eu sunt același ieri, astăzi și în veșnicie, nu te voi lăsa, spune cuvântul Dumnezeu, promisiuni fantastice, bine este să te rogi cu aceste promisiuni. Doamne, eu nu am atât de mare credință că în ochii tăi pot fi important, dar ai scris în cuvântul tău, descoperindu-te pe tine, nu pe mine, arătându-te cum ești tu, nu eu, ai spus că tu ești cu cel care este S -s nenorocit. Și uite, eu sunt acum un nenorocit care strigă. Și tu ai spus, când strigă cel nenorocit. Domn laude. Domnul laude! Domnul aude. Vin și eu cu acest verset. Altă credință n-am decât credința că ce spui tu te recomandă pe tine. Ce spun eu, mă recomand deci pe tine. Deci este mine. bine să aduci aminte lui Dumnezeu de făgăduințele pe Chiar care le a făcut. Chiar să pentru că te poți ancora în ele. Una dintre problemele mele este că atunci când mă rog, am deprivit în două direcții. Cu o direcție mă uit spre Dumnezeu, care este incredibil și mă umplu de credință. Când mă uit spre Dumnezeu care este binevoitor și la făgăduințele Scripturii, atunci sunt plin de bucurie și încrezător și odată apoi mă uit la mine și mă văd nenorocit, mincinos, strădător, inconstant, doritor de soluții, nu doritor de Dumnezeu, folosindu-L pe Dumnezeu, nu lăsându-mă folosit de Dumnezeu și atunci scade credința mea, fuge din inimă. Pe totuși când mă văd pe mine însum cum sunt, credința mea dispare. Când mă uit spre El și spre făgăduințele Scripturii, mă încarc. De aceea este bine să ne rugăm cu ochii în scriptură, luând aceste făgăduințe și spunând, Doamne, până la urmă este ceea ce ai spus tu și eu mă încred în făgăduințele tale. De și dacă nu se întâmplă uneori cum uh, sunt făgăduințele acolo? Uh, știi ce se întâmplă? Uh, Dumnezeu este liber să aleagă întotdeauna, dar eu n-am văzut ca Dumnezeu să nu-și respecte cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu totdeauna se întoarce în sfârșit de rod. Și am să spun un lucru, rodul nu însemnează neapărat să mi se întâmple ce gândesc eu că e bine. Uneori rodul, și anume rugăciunea, rugăciunea ancorată în cuvântul Lui Dumnezeu, se întoarce pur și simplu cu un sentiment de pace, de liniște, ba chiar aș putea să spun eu, de putere de a îndura. Pur și simplu uneori răspunsul la rugăciunea ta este ca acela dat lui Pavel. Pavele, harul, meu ți, ți este de anjus, te va durea în continuare, spinul acesta în continuare va rămâne, însă îți voi da puterea să treci mai departe de problema aceasta, adică să coexiști cu problema ta, să o înduri. Sonduri. înduri. Asta este tot. Dumnezeu a dat puterea să îndure. Și uneori răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea pe care o facem este că Dumnezeu ne dă puterea să îndurăm. Nu va da un răspuns pozitiv. De ce? Cunoaștem în parte, știm în parte. Planul lui Dumnezeu se va arăta pe deplin în cer. Credeți că o să știm răspunsul la toate întrebările în cer? Dacă punem întrebări, Dumnezeu ne le va da cu siguranță în cer și bogatul nemilostiv a pus întrebări și i s-au dat răspunsuri, chiar dacă nu le merita. Relația de rugăciune, primul punct. De deci, ce te spun o relație de rugăciune? Pentru că noi suntem oamenii în salturi. Noi suntem pompierii care atunci când avem un foc căutăm să-l stingem. Deci nu această rugăciune pe care o facem când avem necazuri. Pentru că lucrul acesta însemnează că eu nu mă pot încrede în inima mea. Inima mea poate să-mi furnizeze un răspuns de genul, da, e bine să faci lucrul ăsta. Da. Cum pot avea eu încredere în această inimă care nu-i disciplinată prin rugăciune? Deci trebuie să ne rugăm și dacă nu simțim astăzi că am vrea să ne rugăm. Sigur, e o disciplină. Nimeni n-a spus că rugăciunea este o plăcere. Cine spune lucrul acesta, ora a ajuns la un nivel... Dar nu e normal câteodată să mai fi supărat pe Dumnezeu să nu te rogi câteva zile? Dar când ești supărat pe soția ta, înseamnă că nu-i vorbești și prin tăcere îi vorbești, că doar treci pe lângă ea și vrei să vadă că ești supărat, chiar dacă nu vorbești. Nu, și când suntem supărați, și când suntem într-o relație dificilă cu Dumnezeu, și atunci e bine să stai. Eu practic atunci muțenia, după modelul lui Iov. Stau înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, să-i timpul de rugăciune, n-am ce să spun, sunt tare supărat, nedumerit, confuz, dar stau aici mut înaintea da ta și ceva. Și niciodată nu se întâmplă să termin în muțenie. Încep ca un mut și termin altfel. Extraordinar. Al doilea punct. În doilea vederea punct. unei alegeri Corect. corecte. Deci, mai întâi de toate, spuneam, trebuie să avem o relație de rugăciune. Nu-l fă pe Dumnezeu uh, acela 9 no, 1 911. Vino, Doamne, și ajută-mă. 1, 1 2 da. no, 112 no, no, acum. 112. Deci, Asta um, e în american. Am înțeles. Nou, nou, nou. Da, cine știe. <laughs> <Mai> nu, nu, <laughs> cine știe, da. Deci, al doilea lucru este relația cu Cuvântul lui Dumnezeu. Relația cu Cuvântul Iar lui Dumnezeu. iară folosiți cuvântul relație. Relație, da. Deci nu pe post de horoscop. Nu pe post de horoscop. Este umilitor, umilitor, insultător la adresa lui Dumnezeu. Haideți să, să faci așa ceva. Și am să spun de ce. Să spunem că iubești o fată și vrei să te căsătorești cu ea. Ea îți trimite vreo 20 de scrisori și tu deschizi scrisorile la întâmplare și alegi o propoziție. Și spui, gata, te cunosc, am înțeles. Cum se va simți fata aceea? Umilită. Dar Dumnezeu care ne-a trimis o întreagă scriptură care vorbește despre el, care ne relevă dorințele lui, care ne face să uh, fim conștienți de modul în care ar trebui să alegem, modul cum ar trebui să înțelegem, atunci cum să luăm o parte din ceea ce este Dumnezeu, cum să luăm un cuvânt, mai ales că luarea acestui cuvânt la întâmplare este. Este unul mai periculos decât ne lui. Este, este o imaturitate. Și aici o să ajungem să discutăm despre această imaturitate și. Bun, dar uh, uneori ți se întâmplă ca, citind Scriptura la rând, să ai anumite făgăduințe și să se potrivească pentru ziua respectivă Să ai anumite învățăturile la Dumnezeu, să le iei pentru tine Asta este un lucru rău Nu, nu este un lucru rău Dumnezeu îți vorbește chiar prin fiecare cuvânt al Scripturii În momentul în care ai această relație, această disciplină, cum o, cum o numeați În legătură cuvântul lui Dumnezeu Dar nu cred că e bine să facem așa, să deschidem la întâmplare Pe nu? de altă parte însă și faptul de a-L căuta pe Dumnezeu prin cuvânt Pentru a ști ce alegere trebuie să faci și a căuta toate subiectele care se leagă de tema alegerii tale și acesta este un lucru la limită. De ce? Biblia este o totalitate. Noi trebuie să ne însușim principiile Scripturii, principiile călăuzirii Scripturii, pentru călăuzitoarele Scripturii, pentru că suntem de multe ori pe domenii numite încredințări. Încredințările însemnează tu cu el, subiectivismul tău, modul tău de a percepe, maturitatea ta, tăria ta până la urmă ca om credincios. Sunt o serie de factori. Mulți spun de regulă, de, 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 exemplu așa, mă, așa sunt eu mai iute, așa sunt eu și eu nu mă schimb. Și atunci eu vin și le spun, prietene, eu te rog să te schimbi, pentru că tu nu semeni cu Hristosul Bibliei. Și tu trebuie să semeni cu Hristosul Bibliei, nu cu părerea ta despre ce înseamnă Dumnezeu. Și atunci este foarte important ca atunci când avem o problemă, să nu căutăm o temă. Adică eu acum am o boală și iau toate cuvintele din Biblie care se referă la o boală. Nu spun că, că, că e rău. E bine. Dar iarăși spun, Dumnezeu s-a revelat pe sine în întreaga Scriptură. Eu trebuie să am o relație cu Scriptura. De ce? Atât de mare liniște am în interiorul meu când cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug. Nu mă va lăsa neroditor alegerile mele se vor îndrepta aproape fără de uh, se vor îndrepta în direcția cea bună doar datorită faptului că greutatea cuvântului Dumnezeu îmi înclină pașii pe calea cea bună. Poate la un moment dat Dumnezeu să-ți aducă aminte de anumite pasaje care să te întărească. Asta este rolul Duhului Sfânt, să te aducă aminte Duhului Scriptura Sfânt. pe care ai pus-o în tine. Să înțeleg că în urma acestui punct, noi n-ar trebui să fim atât de frământați cu privire la alegerile noastre care să meargă spre voia lui Dumnezeu, până când nu ne-am însușit un bagaj de cunoștințe Sigur, despre de care principiile scriptului. unde ți este prezentat... Pute da, uite un exemplu concret. Ai o boală, ești în suferință. Vine cineva cu scriptura deschisă și spune este scris că această boală este spre slava lui Dumnezeu ca așa a fost și cu uh, cel ce era orb. Și atunci dă slavă lui Dumnezeu. Simți că tu nu poți să faci lucrul ăsta. Simți că n-ai cum să-L pe Dumnezeu cu boala ta că este ceva neomenesc, prea crud. Apoi vine cineva și spune, e un păcat ascuns în viața ta, pentru că așa s-a întâmplat în viața lui David, care a fost lovit de lepră, a păcătuit cu Batseba. <laughs> și este drept și este scriptural. Vine altcineva și îți spune la un moment dat, știi, în privința aceasta, Dumnezeu vrea să facă din tine un misionar. Și tu nu vei uh, misiona în Africa, tu vei misiona pe patul de spital. Și oamenii pot veni cu scriptura în brațe și să-ți spună o serie de scenarii cum că lucrurile acelea se datorează cuvântul lui Dumnezeu pe care el îl în felul acesta și niciunul să nu aibă dreptate. Pentru că în mod real nu este important să vin să-ți spun ce se întâmplă cu tine. Dar ce este important? Să-ți găsești tu cadența. Răspunsul tău e important, nu răspunsul meu. Eu trebuie să fac un singur lucru. Ce sunt... părere aveți de creștinii aceștia care încearcă să dea tot felul de soluții de genul ăsta pe Sunt care imatur, Cornel. Sunt și Din oameni... păcate, atât de mulți sunt și care creștine. Nu și sunt oameni care nu s-au frit. Sunt oameni pe care suferința până la un punct i-a ocolit când vei trece prin Te-a mostrat Domnul. Așa da, 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 sigur. Ai un păcat ascuns. Uh, ideea este în felul următor. Va veni o zi când poate, uh, vor fi cerniți și ei de durere. Și abia atunci se vor înțelepți. E un în momentul în care sunt confruntat cu o dramă a unui prieten sau unui om credincios. Singurul pe care îl fac e să tac și să-i spun, habar n-am de ce se întâmplă lucrul ăsta. Un singur lucru știu, că sunt aici să te sprijin cum voi putea. Vrei un parc cu apă? Vorbim atât de mult despre lucrurile înalte, uitând să le facem pe cele mărunte, dincolo de care cred cu siguranță că Dumnezeu nu se supără. Să-mi dă eu cu părerea spunând că am înțeles sau că uh, știu eu de ce s-a întâmplat lucrul acela. Așa a fost voia lui Dumnezeu. Da, e posibil ca Dumnezeu atât de tare să uh, se supere pe mine că nici să mai îndea vreodată binețe. Așa că mai bine îi aduc un par de apă, mai bine mă duc și aduc niște mere sau de ce are nevoie, mai bine trag pătura peste el, pentru că în privința asta sunt sigur că nu voi greși. Mai bine mă ocup cu lucrurile mici, Mă țin de lucrurile smerite, ca nu cumva într-o zi Dumnezeu să spună Hai, deșteptule, tu du-te la cazanul numărul 7, că ai fost prea deștept în viață. <laughs> se poate așa. Așadar, atenție cu aceste încercări ale noastre de a fi conștiință pentru alții. Da. Este o chestiune Sigur. care abunde la anumite biserici. Da, din nefericire, noi, noi suntem pe post de a explica viața altora. Doi studenți s-au întâlnit și unul dintre ei spunea: Găsesc că este foarte greu în biserică să-ți mărturisești păcatele. Celălalt surprins a zis: Nu înțeleg de ce este asta o greutate. Că noi mărturisim păcatele tuturor în biserică. Dacă deci, da, adică, direcții greșite de, de, de a vedea lucrurile. Direcțiile astea greșite totdeauna duc la consecințe dezastroase. Relația de rugăciune cu Dumnezeu. Relația cu cuvânt. cuvântul lui Dumnezeu. Și, și trei, un trei, un lucru extraordinar. Uh, și aș vrea să. Pornesc mai întâi de la o premisă. Deci al treilea lucru este relaționarea. Este acela de expertiză prin prieteni, prin oamenii credincioși, prin evaluatori, oamenii care sunt lângă tine, oamenii care compun mediul tău relațional. În două cuvinte am să spun în felul următor. Dacă ai prieten ca și eu. Dacă ai prieteni ca și Iov? Da. Prietenii lui Iov au făcut un lucru dincolo de care eu cred că E bine să le dăm totuși o anumită cinste. Au greșit la un anumit punct. Punctul lor în care au greșit este că au încercat să-l convingă pe că Iov e că e păcătos. Din cauza păcatului. Propriu zis, supărarea lor a fost așa. Deci, Iov, noi suntem foarte supărați că tu nu suferi după modul nostru de gândire. Deci, ne enervează că tu suferi în felul tău. Trebuie să suferi în felul nostru. Deci, deci modul lui Iov de a suferi n-a fost. În fine, nu intrăm în această discuție. Vom vorbi și despre ea. Prima criză, sau dacă vrei, una, din, una, dintre crizele descrise în Biblie prima dată a fost la nunta din Cana. Chiar dacă pentru noi este greu de înțeles cum ar fi putut să fie o criză faptul că nu aveau vin. Dar la nuntă e posibil să fie o criză. Acum, Domnul Isus Hristos, când a rezolvat această criză, a folosit relațiile. Mama Domnului Isus Hristos a venit la Domnul Isus. Domnul Isus a vorbit cu mama lui. Mama Domnului Isus Hristos a vorbit cu slugile. Slugile au dus vinul la nun. Deci a fost o serie de uh, relaționări. Și realitatea este că atunci când avem de făcut o alegere, ar fi foarte bine dacă am ascultat de glasul mamei și de glasul tatei. De ce să dăm și noi cu capul de pragul de care au dat ei? De ce să ne încăpățânăm să avem și noi cu cuiele lor, când am putea să ne le facem pe ale noastre? Dar știți că sunt în lumea modernă mame și tați, spre exemplu, pentru care nici una nu e bună să te căsătorești cu ea. Bun, sigur că da Sunt Deci niciodată Nici nu... unul nu e bun Ăla are așa, ăla e cu moți în frunte Ăla e cu părul creț, ăla e nu știu ce Nu e bun fata Eu, mea. Eu întotdeauna îndemn Sunt pe Sunt și oamenii... relații patologice, din ce în mai multe E adevărat, dar eu îndemn la un criteriu destul de simplu Du-te să ceri un sfat omului Care a reușit în alegerea pe care o ai de făcut Dacă, spre exemplu, ești în situația De a face o alegere în vederea căsătoriei Du-te la familia care îți place cel mai mult Doi oameni pe care îi stimezi Doi oameni a căror iubire îți place, doi oameni a căror a a relație o iubești. Și atunci, atunci tu te -și întreabă, măi, vă cum ați făcut când v-ați luat unul pe altul? Și s-ar putea să asculți o poveste dincolo de care să pleci cu câteva criterii care să-ți facă alegerea mai ușoară. Nu te duci să ceri o părere, și acum iertați-mă, eu vorbesc în dreptul meu ca pastor, mă duc să cer o părere unui pastor care își bruftuiește copiii, mă duc să cer o părere a unui pastor a cărui soție merge cu 5 metri în spate când vine la biserică și de ce o să cer, fiindcă e pastor? Să se pocăiască și să vină cu nevasta de mână la biserică și să vină să o respecte și în momentul în care văd că pastorul își respectă soția și își crește copii într-un mod frumos, modele sau mă rog, oameni care să inspire, mă duc să-i cer și o părere, pentru că îmi place, în primul rând, de ce a reușit în viață. Pentru că, până la urmă, nu calitatea aceasta funcția te face să dai sfaturi, ci dacă ți-a ieșit sau nu ți-a ieșit. Merge și cereți sfaturi oamenilor cărora le-a ieșit viața și care în domeniul alegerii voastre reprezintă, mă rog, o soluție. Sunt oameni de încredere, reprezintă un succes, o biruință. Acum, eu spun despre lucrul ăsta pentru că avem mediu. Mediul nostru nu e format numai din mama și tata. Mediul nostru este format din prieteni, mediul nostru este format din oamenii credincioși de la biserică, mediul nostru este format din experți, biserica este atât de variată. Și Dacă așa... toată lumea zice că ai talent pentru a fi chemat de Dumnezeu sau a simți chemarea lui Dumnezeu în direcția slujirii pastorale și tu nu crezi că este asta e o problemă? E, oamenii pot să-ți dea un sfat, alegerea trebuie să o faci tu. Fiecare lucru dintre cele pe care le-am vorbit noi până acum, relația de rugăciune cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, și această relaționare sunt, dacă vrei, instrumente. Însă decizia va trebui să o iei tu. Știți de ce este dificilă această a treia chestiune? Pentru că trăim într-o lume foarte diversă și uneori noi ne înșelăm cu aparențele noastre. În sensul că, uite, ai impresia că omul ăsta e chiar un om bun și ai putea să-i ceri un sfat. Colegul ăsta, pastor, e da. chiar un om tăcut care nu spune nimănui ce, ce ai tu pe suflet și ai putea să-i ceri un sfat. Și să-ți tragă clapa să te îndrume numai din gerozie sau să te îndrume... Nu, nu fă lucrul acesta, am să, le, am să dau, uh, am să ajut în, în seara aceasta. Era, probabil pasul următor pe care vreau să-l explic. Ce înseamnă, până la urmă, relație? Uh, există acest concept uh, biblic, unitate în duh. Și nu știu dacă ai remarcat că uneori în biserică noi ne uităm în sus și spunem, o, ajută-ne să fim uniți și ne uităm tot în sus. Și Dumnezeu se miră că noi ne uităm în sus. În stânga și să în dreapta. ne uităm în stânga și în dreapta. Deci am spus, întotdeauna, unitatea, în, unitatea duhovnicească, unitatea în biserică, este dată mai întâi de unitatea faptelor. Păi eu și cu tine să facem lucruri împreună. Eu și cu tine să facem ceva bun pentru Dumnezeu. Eu și cu tine să ne fi rugat împreună. Tu să-mi povestești mie despre viața ta, eu să-ți povestesc eu despre viața mea, eu să-ți cunosc sufletul tău și dorința tale. Există așa ceva, domnule? Există, da, da. Îi mulțumesc Dumnezeu. Deci eu trebuie să spun în seara aceasta că există și îi mulțumesc Dumnezeu că în biserica pe care o păstoresc există foarte mulți oameni din aceștia cu care am săptămânal întâlniri la nivelul sufletesc, ne rugăm împreună, plângem împreună, sunt parte din viața lor, ei sunt parte din viața mea, ne povestim unul altuia, ne cazură. Nu sunteți vulnerabili, prea mult. Dar cum să nu fii vulnerabil, Nu deci, deci, prea mult, așa, că în cu dragostea acoperă totul. Vă așa, ca să fie la oarecare distanță, să nu... Deci, este adevărat că mulți oameni invocă rănile pentru a spune că nu mai trebuie să fie atât de deschis. Eu vă spun în felul următor. Sunt vulnerabil și în fiecare zi mor și în fiecare zi înviez de mai multe ori. Dar n-aș putea să fiu altfel viu. A fi viu înseamnă să suferi și să simți toate aceste dureri. Deci, întâi vorbim despre relaționare, fiindcă există o unitate a faptelor și o unitate a o unitate sufletească prin faptul că eu sunt parte în viața ta, tu ești parte în viața mea. Sau mai simplu, să o spun pe înțelesul să fie căruia. Accept sfatul omului care mă iubește. Nu accept sfatul unui specialist doar pentru că e specialist, apice de alții. Când ți-am simțit iubirea, îți cer sfatul. Când nu ți-am simțit iubirea, indiferent cât de grozav fi din în ochii oamenilor, eu nu-ți cer sfatul. Pentru că știu că întotdeauna, spre exemplu, cine mă iubește, dibuiește calea spre inima lui Dumnezeu. Eram în data de 17 decembrie 1989 la Arad și am plecat din comuna mea natală până la Arad împreună cu verișorul meu și bunica s-a uitat la noi. Unde mergeți, mă? Mergem la Arad. Mai aveți grijă că am auzit că la Timișoara s-a întâmplat ceva și eu știu că ar putea să se întâmple și la Arad. Bunica mea, fără școală, fără carte, avea o viziune. Hai, lasă, mai bunica, mai ce știi tu? Mai? Te preocupă tu, Te preocup, că ești tu. bătrână, ție ți-e frică. Și, și... într-adevăr, a avut mare dreptate. E foarte greșit să nu accepti sfatul acela care... Știi acela ce se întâmplă? de ce lucrurile ajung să fie, după cum spun ei? Pentru că dragostea lor este atât de mare ca un mod de a comunica cu inima lui Dumnezeu aparte. Când iubești pe cineva și îi dai un sfat, aproape că ajungi să îi dai sfatul cel mai bun, pentru că în dragoste adevărul, în dragoste soluția devine clară. Oricât am fi de deștepți, când în inima noastră nu există dragoste pentru cel pe care îl sfătuim, noi ne rătăcim. Știința pe nedrept dumită altfel. Astfel, cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dragostea este mediul în care ne vin soluțiile lui Dumnezeu. Dragostea este mediul în care Dumnezeu cu bucurie se prezintă. Dumnezeu încă o dată spun, nu vine să menoreze -mi mie cele trei licențe. Când doresc să-L ajut pe cineva să-i dau un sfat, închid ochii, mă rog lui Dumnezeu, mă rog cu toată inima, iubindu-L. Singura mea, pe la urmă, putere de a găsi în Dumnezeu un răspuns pentru El ca să-L sfătuiesc, e dragostea pe care o am față de El. Altceva nimic nu onorează Dumnezeu. Relația de rugăciune, relația cu Cuvântul Lui Dumnezeu, relaționarea între prieteni, credincioși, evaluatorii, sinceri da. care ne iubesc. Și al patrulea? Evaluarea de sine. Meditez și cuget. E atât de important ca nu numai în timpul alegerilor, dar mai ales în timpul alegerilor, să stăm, să medităm, să cugetăm și să ne analizăm. Este foarte important ca omul des... Și când te vezi jos de tot. Și când te vezi ca unul care nu prea are nicio șansă, pentru că știi ce se întâmplă în viața ta. Deci aici vorbim despre două direcții diferite. Vorbim despre smerit și umilit. Sunt două poziții în viață. Există o poziție de om umilit. Omul umilit este omul care nu s-a suit nicăieri. Pentru că la școală nu l-a dus capul și a fost puturos. Pentru că la serviciu tot s-a interesat numai de salariu. Ăla e omul umilit. Ăla nu este un om uh, uh, altfel decât umilit. Ăla este omul care niciodată n-a făcut nimic cum trebuie în viață pentru că este un soi rău. Există omul smerit, căruia viața iese. Adică poate să ajungă la o facultate, poate să ajungă să aibă o meserie și la un moment dat în viața alege să coboare. Smerit înseamnă să ai de unde coborâ. Hristos a coborât din slava senină și s-a dus până, 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 până jos, până locuința morților. Asta înseamnă smerenie. De la o poziție foarte înaltă să cobori. Noi nu ne urcăm nicăieri și că suntem smeriți. Nici pomeneală, suntem umiliți că nu ne este nimic. Deci asta este umilire când n-ai unde să te sui și atunci invoci pretința smerenii. Frate, o smerit, frate, de aia făcut facultate. De unde? El e puturos. El numai cu 5, cu 4 a fost la, 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 la general. Atunci, aia nu-i nu smerenie. Aia este o umilire de-a dreptul. și o distinție foarte importantă. Acum, în momentul când te vezi așa, e foarte important să-ți pui întrebarea ce sunt eu, smerit sau umilit? Pentru că dacă ești umilit, prietene, punem mâna pe carte. Roagă-te Dumnezeu să-ți deschidă mintea. Ai două mâini, folosește-le ca atare, fii un om de excelență. Nu spune nimeni că trebuie să fii uh, avocat, poți să fii un instalator de nota 11 și îți spun un lucru mult mai multă cinste are un instalator de nota de 11 decât un avocat de nota 10, nici pe că se compară între ele două. Deci, din acest punct de vedere, contează foarte mult când zici că ești într-o asemenea situație, dacă ești un om umilit sau un om smerit. Bun, și din punct de vedere spiritual, când vezi că ai atât de multe căderi, când vezi că ești jos și când tu vrei, să te ridici și iar caz și iar te ridici și iar caz și nu mai găsești echilibru? Vezi, aici este atât de important să înțelegem distinția între voia lui Dumnezeu care este sfințirea și alegerile pe pământ care s-ar putea să aibă consecințe numai pentru pământ temporare de mai bine sau de mai rău. Pentru că atâta vreme cât lupți pentru împlinirea voii lui Dumnezeu, conștient că trebuie să ajungi la acel nivel al sfințirii personale, Poți face alegeri, poți, avea căderi, pot fi consecințe pentru un moment sau pentru un moment mai, mai lung, dar ținta numărul unu a vieții tale și anume voia lui Dumnezeu de a fi împlinită sfințirea, trebuie să rămână lucru care să te însuflețească. Pentru că eu ca om am alegeri greșite. Eu ca om uneori sunt dominat de dorințe pământești și fac alegeri care și, ca și Apostolul Pavel aleg ceea ce n-ar trebui să aleg pentru că rău stă lipit de mine. Dar atâta vreme cât în inima mea există dorința puternică ca eu să împlinesc voia lui Dumnezeu care este Sfințirea aceste căderi, aceste neajunsuri, aceste consecințe dureroase pot fi biruite. Atâta vreme cât inima mea se îndreaptă din nou spre Dumnezeu, ca și acul busolei spre Pol, sunt pe un drum bun, bun. chiar dacă. Chiar dacă am o suită de alegeri greșite, a căror consecințe pot fi dureroase și pot rămâne pe pământ până la moarte. Lucrurile grave sunt atunci când uh, fac rău și cred că am făcut bine. Da este, de acolo, da, este o situație, deci e, e, e foarte rău să numești binele rău și răul bine Pentru că aceea se pare că te afli într-o confuzie Dar spuneam de evaluarea de sine, cu zi și noapte la legea ta Această evaluare de sine care trebuie să fie până la urmă un exercițiu al fiecărei ființe De ce este important? Pentru că el ar trebui să fie până la urmă afectat următoarei idei Eu sunt un om și haideți să folosim un citat al Nicolae Bernadiev El spune așa pâinea săracului e datoria mea și pâinea mea e datoria lui Dumnezeu. Eu am credință și atunci eu pot să-mi dau pâinea din casă pentru că Dumnezeu mă va procura mie. Dar cel sărac care e afară și flămând s-ar putea să n-aibă credință pentru că atâta vreme cât îți ghiore stomacul e greu să Mai găsești greu. credința. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, evaluarea trebuie să meargă pe principiul lepădării de sine, ale renunțării. Îmi pare foarte rău că s-a terminat emisiunea. Poate că ne faceți o promisiune și faptul că ați venit în seara aceasta este doar uh, un o, alegere. Început, o alegere bună și sperăm că ne mai onorați cu prezența. A fost privilegiul nostru să fiți împreună cu noi, domnilor și domnilor. Sperăm că în seara aceasta ați înțeles faptul că voi Dumnezeu este sfințirea noastră și noi avem de ales alegeri bune. Împreună cu noi a fost pastorul Dr. Florinianovici de la Biserica Pentecostală Betel București. Nu uitați niciodată că România nu este doar pământul pe care călcăm, ci și cerul deasupra ei. Sunt Cornel Dărvășan. Noapte bună!